Promisiunile de creștere salarială avansate ieri de guvern sunt departe de așteptările sindicaliștilor. Deocamdată nu este o rezolvare a problemelor semnalate de noi, dar vom vedea după publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, pentru că la noi una se spune și alta apare după. Un lucru bun pot să semnalez totuși, egalarea treptelor de salarizare, afirmă Liviu Pop, președintele sindicatului din administrație Maramureș. La rândul său, Florin Hosu, liderul Uniunii Sindicale Cartel Alfa Maramureș, susține că aceste creșteri salariale sunt decise ad hoc și că de foarte mulți ani lipsește o strategie pe termen lung în acest sens. Cum apreciază oferta actualului guvern? Oferta guvernului este oferta guvernului. Aia nu înseamnă că noi suntem de acord cu ea. Încă o dată se dovedește situația precară a bugetului României, cu toate că ieșim pe piață cu tot felul de amăgiri că România are un trend bun economic și așa mai departe. Sunt minciuni, iar faptul că în momentul de față nu putem încheia o lege a salarizării unitare pe niciuna dintre variantele lansate de guvern până acum, ne confirmă faptul că România nu are strategii, România lucrează de pe azi pe mâine, astfel că orice soluție de mărire de salariu procentuală sau pe etate, din punctul meu de vedere, nu face decât să adâncească mai greu situația proastă salarială din România. Husu mai spune că în scrisoarea deschisă trimisă premierului de Cartel Alfa se subliniază că oamenii cer insistent o salarizare care să le asigure un trai decent și nu ca asistații social. E adevărat, s-a ajuns ca mulți să câștige doar cu ceva mai mult decât cei care stau acasă și așteaptă alocațiile copiilor sau ajutoarele sociale. Liderul atrage atenția că jumătate dintre maramureșeni sunt plătiți cu salariul minim pe economie. De aceea este necesară o regândire responsabilă a sistemului de salarizare. Cartel Alfa solicită definitivarea discuțiilor cu partenerii sociali pentru a rezolva problemele legate de mecanismul creșterii salariului minim pe economie, salarizarea bugetarilor, legislația care se referă la negocierea contractelor colective de muncă, dar și activarea dialogului social la un nivel demn de un stat european. În caz contrar, vor avea loc acțiuni de protest.